Bună seara! Am ajuns să punem și vază, dar cu ajutorul Dumnezeu, până în Crăciun, trebuie să fie bine, numai faină. Am vrut să zic că numai bine să fie nici acră, nici... Acum facem patul pentru vază. Hai, Angie, să arătăm, uite așa, să punem cimbru. Așa, să punem hrean. Mami, cât e de mare tavă? Du-te, măsoară! Punem și hrean. Așa. Punem și gutul. Și gutul. Așa. Punem și plumbul de dafin. Așa. Și uitați ce mărară. Uite din asta așa. Mărar fain. Normal. Da. O că sunt pe jos. Am... Asta îl punem la parte. Da. Uite aici ce pat am făcut la varza noastră. Vedeți? Mm-hmm. Așa se face. Și acum... Mă punem varza murată. Să tăiată mărunt. Tăiată mărunt. Să punem un rând de varză. Aici, în punga asta, sau celui sac de nylon, am 20 de kilograme tăiată. Așa, e suficient atâta. Acum... Punem sare. Punem o mână de sare. Trebuie să o amesteci. Da, dar n-ajung. Las că pun un rând așa. Vă arăt și cum se face varza, cum scot. Dar acum au fost anci plecată. Acum să pune sare. Natalia, mami, nu, lasă jos. Mama, lasă jos. Deci pui înăuntru. Se pune sare aici. Așa. Tison? Imediat m-am plecat. Ok? Vedeți? Așa se pune sare aici înăuntru. Nu multă. Uite-ți matematica ce mă fără. Punem la butoi. Varză. Așa trebuie bine, bine îndesată. Am avut una mică, mică. Dar o să iau eu aia mică de acolo. Trebuie una mică aici în mijloc, să nu rămână mijlocul, să nu fie pus. Să ia coceanul ăsta. Așa. Nu, că se vede bine. Da. Și acum să pune cuțitul aici. Aici așa. Și întorci. Uite așa. Așa se scoate cu ceam. Vedeți? Nu mai trebuie altă. Să pune un pic de sare.
Și punem aici în mijloc. Să vedem dacă încape. Vezi că încape. Reușit? Nu. Mai mică. Trebuie mai mică. Una mai mică îmi trebuie. Sare. Să dau una aici și nu mult, că atunci știți cum e varza, ocnă și nu-i bună, n-are niciun gust. Da. Trebuie să fie, nu sărată, deci sărată, dar nu sărată peste măsură. Am văzut eu la alții cum pune sărată ocnă. Păi și ei pune ca să că fie sigur da. Că nu se strică. Nu știe cum trebuie pus. Aici tu ai mâna mai lungă. Acum așa cum îi oșez jos. Deci am reușit. Ai reușit. Acum. Acum punem dafin. Nu mult, că amărăște și dafinul. Nu mult să pune. Da. Uite, în spatele tău pe dulapul e piperul. Piperul. Așa. Uite aici piperul. Suficient. Așa. Mai punem o rând de mărar. Așa. Punem cimbru. Un pic de cimbru, punem cimbru proaspăt, uscat. Am avut noroc astăzi cu varza, să știți, așa o varză minunată am luat, nici mare, nici foarte minunată. Vedeți? La fiecare tură se face așa. Uite așa. Acum punem iară varză măruntă. Așa. O pui pe toată? Hă? O pui pe toată? Nu. Atâta. Acum punem un pic de sare. Nu mult. Deci, ia, adă o lingură, că cred că mai mult de două linguri de sare nu-i într-o mână, de-a mea. Deci asta e o lingură. Două, trei linguri. Deci trei linguri de sare vine la o tură de... de varză pusă. Așa. Punem piper. Punem butoi cu tot cu coajă. Le-am spălat. Punem o frunză de dafin.
Punem un pic de mărar. Dar cum să nu iasă bună varza asta dacă are de toate? Da. Dacă are de toate, nu se poate. No, acum tu îngheși un pic cu mâna ca să se lase, să poți să pun căpățâni. N-am cum să arăt acum. Deci ce varză frumoasă, așa, care îi turtit, așa, aia e faină, zic eu după mie, nu știu acum dacă... Deci am pus până acum 5 sau 6 verze, nici nu le-am numărat, un rând, și am pus un rând de din jos tăiată. Deci ați văzut, prima dată am făcut patul ăla, după aia am pus tăiată, măruntă, după aia am pus căpățâni și peste căpățâni iară măruntă. Și acum iară pun căpățâni. Mă înțelegeți? Ca să știți cine n-a pus. Cine a pus știe mai bine ca mine. De 1000 de ori. Da. Așa. Acum am una mică aici. Să vedem. Să punem pe asta. Câteodată când n-ai frunză destul, îți prinde bine și asta. Uite așa. Păi ce-i mare butoiul. Mare. Să intre toate, dar nu știu dacă intră toate. Cu ajutorul Dumnezeu, o fi ceva. Uite că a intrat. Și acum iară punem piper. Acum punem varză. Da, măruntă. Stai să pun cimbă. Păi cimbă, da. Asta de gust. Da. Foarte bun. Uite așa. Și tot așa punem. Da. Varză. Și avem și varză măruntă și varză căpățână. Da, și eu nu fac așa multe sarmale peste iarnă. Când și când. Rar. Și atunci varză acră fiartă la fel. Și cu plichilițul ăla ce l-am eu, ia că acolo, că nici nu l-am dus. Are 20 de kilograme. E suficient. Uite așa. Te va apăsa cu pumnul. Acum ajungi, nu? Acum ajung, da. Deci,
Cam nu mai pot. Cam nu mai pot. Așa. N-am aruncat din ea mult. Foarte faină lui. Nu-i nici mare, nici mică, dar zici că-s gemeni. Toate sunt așa faine. Arată bine. Toate. Așa. Am uitat să mai pun aici ceva. Poți pui și acum? Da, nu are nimic. Pun acum. Da, pun. La urmă. Totdeauna să fie partea de sus. Coceanul să fie în partea de sus, așa. În sus. Știți ce miroase aici? A cimbru, dar mult cimbru, foarte mult. Așa miroase de bine, foarte mult. Iar punem gutui. Și foi de dafin. Și foi de dafin. Aici trebuie să pun una mică, dar nu știu care în care. Cred că asta, dar nu știu precis. Nu. Nu. Trebuie să caut una mică. Una micuță. Trebuie. Toate sunt mari. Toate sunt mari. Da, toate sunt mari. Da, toate sunt mari, dar care se pune. Parcă asta e mai mică. Uite asta, parcă. Sau aia, da. Să vezi, poate... Deci e varsă faină. Foarte faină. Acum cine nu-i din Arad și nu-i pe lângă Arad pe aici, nu știe ce zic eu acum. Dar poate ăștia care s-au plecat și au fost pe aici până Arad sau așa, îi varză de la Socodor. Mm. Da, am întrebat pe domnul care m-a vândut-o. De unde ești? De la Socodor. Aoleu. Da, cum? Asta e varză de la Socodor. Ia că o încheput. Închepe. Așa trebuie. Nu trebuie să o lași cum vrea ea, numai cum vrei tu. Și mai aia, mai aia. Da. Stai că n-am pus. N-am pus oare ce? Chipieri. 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 Nu ai pus și... Ai trebuie să mai pui frunză din asta. Ce ai făcut cu chipieriu? Am pus peste asta și s-a dus. Nu-l las, că le luăm. Pune și gutui, foi de dafin. Gutui și ce mai pus? Trebuie aici? Că, na, gutui am trebuie. Pus. Nu se pune frunză de dafin mult, că se amărăște varza asta. Și nu. Nu se pune mult. E bine că a plecat Natalia și am liniște și acum am fac treaba mea liniștită, că e tată cu ea. Că să știți că nu-i mai departe nici Dacenca, fata lui, amândoi m-au deranjat. Mm. Și atunci e mai bine așa, numai cu Angie. Lucrez mai ușor.
Acum, Angie, eu cred că tăiem noi cu jelău o tură. Că uite, ni s-o gătat. Da. Ni s-o gătat valza. Așa. Ce tare miroase lămâiul. Aici e lângă noi. Și are floare și miroase tare. Mai multe flori au avut. Da. Uite, 1, 2, 3, 4, 5. Uite și aici, 6. Uite, 7. Da, are. Au avut mai mult, dar aici au fost mai o cunună, dar au avut tot ciuciu. Tot ciuciu? Da. Mă, ciuciu, mă. Ce știi tu să faci? Ce ziceți? E fain mărarul ăsta? Da. Eu zic că e fain. Acum nu știu, dacă alții zice că nu, nu. Destule e atât, dacă să mai am și deasupra. Eu pot să spun că au făcut foc aici în șimineul ăsta și nu mai pot de cald. Așa. Deci spune, ți-am chins după chipieriul ăla. Dar de ce să las? Dar a căzut pe masă, nu căzut niciunde. Așa. Și acum mai vine o tură de... Întotdeauna când am pus varză, n-am avut varză să fie cu piper roșu. E, de data asta are piper roșu? Da. Dar ce e aici cu baticul meu, mai știu. No, bine, mai punem un rând. Dar să știți că e chiar minunată. Chiar minunată. Mie nu m-a trebuit căpățână mai mare de atâta. E super. Da, arată bine. Dăm cuțetul acolo. Așa. Uite așa, se pune cuțetul aici și se întoarce. Așa. Eram și eu mai tânăruță și n-am știut eu cum se pune varza. La bunica mea nu m-am uitat cum se pune varza. La străbunica mea am văzut că cu sâta, nu știu câte sâte, sincer, cu sâta, știi ce sâta care să da. Face făina. Cu sâta aia nu știu câte sâte de măruntă, nu știu la câte sâte punea o mână de sare. Deci nu țin minte că eu când a murit ea aveam vreo 9 ani sau 12 ani, cam așa. Cred că 11 ani, că la 12 ani am venit de la țară. Și avea un an după ce a murit, i-am venit după un an. Cam așa, 11 ani. Și am avut ocazia să văd ceva la ea, cum punea, dar nu țin minte. Dar la mine pe stradă, după ce m-am măritat, a fost o femeie care punea varză să vândă. Și tot cartierul a luat varză de la Nana Sofia, o chemat-o. Și am zis, Nana Sofie, nu vii să mă arăți cum se pune varza, să știu și eu că cum se pune. Nu a venit și m-a arătat ea că cum se pune și că trebuie vânturată, trebuie scoasă și crede-mă că nici nu țin minte cum a zis. Multe au zis ea acolo că trebuie scos cu furtunul când e așa apa aia urâtă. În sfârșit.
Și am făcut eu ceva acolo în iarna aia, ce-o pus o iacă, ea o pus-o, dar nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Dar soacra mea a fost diabetică și a fost la spital. Și m-am dus la soacra mea la spital și o femeie era șefă la ceva restaurant mare la noi în Arad, chiar pe centru. Era și rotisor de pui, era și autoservire cu mâncare, cu dânaștea și o povestit că zice, dar nu ne punem noi acum să punem varza până ea să apa aia din ea, să o presăm atâta și să facem. Nu, o punem exact așa cum am pus-o eu până acum și la sfârșit să pune apă și să pune sare. Și sarea o potrivește exact după gust, fiindcă eu acum am pus o mânuță de sare pe ăsta, varza asta măruntă și am mai pus încă pățâni și atunci normal că nu trebuie să puni apă să fie sărată tare. O potrivește așa normal să fie apa, apă rece de la robinet cu sare și o să pun și un, nu știu cum îl cheamă, conservant din ăla care să nu facă floare. Pentru crăstăveți, pentru varză, pentru murături. Pun și unul din ăla și nu o să facă floare în veci și nu o să mai vânturi, cum zic ei, sau să faci ceva cu ea. Așa cum o pun eu și pun apă cu sarea aia și atât. Și e minunată, minunată. Așa o varză bună. Toată lumea mă laudă cu varza, nu că mă laud eu. Nu mă laud eu, să știți. Toată lumea mi-a plăcut varza cum o pun eu. Încercați și cred că nu vă dezamăgesc. Acum să mai căutăm aici căpățâni, dar nu știu care. Deci mai avem de rezervă. Am luat 2 saci. De rezervă am luat. Am luat 2 saci. Dar toate, zici că-s trasă la indigo. Toate sunt la fel. La fel. Și de la femeia aia am învățat să pun de ani de zile, pun varză și totdeauna am avut o varză minunată, foarte faină. Uite ce faină e și asta și asta și care se mai ia? Și asta sau asta? Asta? Care? Și asta? Care? Îți dorește inima. Da, mulțumesc, uitați-l ceresc. Ai văzut? Că am luat o varză minunată. Și o să, are și culoare. O să vă arăt pe parcurs. O să vă arăt pe parcurs chiar dacă fac mâncare, chiar dacă fac prăjitură, orice o îi face. Când s-a crește, vă arăt. În 2 săptămâni maxim e deja acră. Da. Sincer, dar am mai pus eu așa, nu știu ce zic. Fiindcă eu o țin în bucătărie și fac și foc, am și calorifere care e centrală. Încălzește. Da, da, care încălzește. Și mai fac și, când e frictare, fac și în șimineu. Și se încălzește. Adică nu-i rece, imediat s-a crește. Și când e acră, când dă să se acrească, atunci o pun în cămară și mi se liniștită. Înainte, atâta o băteau cu maiul sau cu picioarele. Da, cu picioarele. Nu știu cine mai face așa. Poate s-a dus moda aia. Nu știu. Poate că cine știe unde să mai pune așa.
Dar nu mai se pune. Acum, cum zic eu. Da, nu se mai pune așa. Cum s-a pus înainte. Poate la țară. Cine undeva la pune? Sat. Știi, se mai pune așa. Dar acum nu mai. La noi nu mai. Așa. De așa se întorc cuțitul. Nana Sofie m-a învățat. Serios. Ea punea pentru tot cartierul. Tot cartierul mergea la ea. Era varză de vânzare în piață. Și piața nu-i departe de noi. Și nu luam din piață. Dacă ne trebuia varză, vineam la Nana Sofie și luam. Nana Sofie! Da? Hai, nu noi! Îți minte că și noi am avut o vecină, o bătrânică, Nana Sofie. Străbunica mea atâta o striga. Nana Sofie, hai la mine, mă! Dar că mai întrebă da. O mică și nu am. Striga una la alta, știi cum? De zici că ar fost sirene. Ca Ion, care era cioban. Și erau... Nu mai spun, că poate mă ia cineva de... Care a zis că găsâta-i oile. Da, așa era la noi pe stradă, ieșeam afară, la uliță, cum se zicea. Da, dar cum se facă numai am varză mică? Na, nu încape, asta nu încape. Păi trebuie să tăiem un pic de varză, că mai trebuie mai o tură. Știi ce? Ia una mare. Așa, astea două mari. Și pun mai mici. Ca să pun eu una mică. Aici. Așa. Faceți loc și la... Faceți loc, mă. Văzuți asta, nu? Uite asta. Așa. Aoleu, ce cântă varza. Da, acum, mămică, te pun să dai varză. De ce are? Mare lucru acum să tai varză, că mere repede la ăla. La ăla mere repede. Numai pe alea să ți le lași, că poate ți le trebuie aici, mai pui mai deasupra. Stai că luăm de acolo. Știi? Da, stai. Și dai direct aici, știi? Direct? Da! Pui aici așa la mere. Știi? Mere. Și dai aici așa, pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Și ară, pac. Uitați aici ce ne-a luat Ingo. Ia-l la Andy, te rog. Ingo ne-a luat. Să facem extra. Am un ginere și nu unul. Am în doi ginere a mei. Unul de aici din România și unul neamț. Și am și o unguroaică. Slavă! Cerului! Dar nu e unguroaică, că e și româncă, deci jumate, jumate. Mulțumesc la Tatăl Ceresc! Cam de toate, dar nu pot să spun și să mă plâng de ei, de nimeni. Păi ginerele ăla la an, anul Mirela, soțul Mirela, îi cheamă Ovidiu. Și el e copilul meu și... Ingo și Angie, tăți-ți da mie. Faci așa, știi? Da. Da, uite că e înțepenit aici. Opa, trebuie să ungem cu ulei. Serios? Sau cu vazelină. Lasă-te că fac eu, stai că fac eu. Da, poți să dai drum. Da, da. Am dat uitați cum taie jălăul nostru. Uite aici lui. Da. M-a trebuit ceva timp. Până deci, și-o dat drumul că e nou. Stai să văd. Și... Uitați că tot tăiat Angie. Deci da. Aici au fost căpățânile și atât au tăiat ea. Vedeți? Au tăiat mult. Ei, Dumnezeu sănătate. Am făcut un pic de sport.
Să știți și voi, când tăiați varza, faceți spor. Am crezut că zicea ceva. Să știți și voi, tăiați varza. Deci, fetelor care vreți să slăbiți, faceți spor cu acest instrument, că atunci precis slăbiți. Să vezi ce o să vă placă după aia. Așa. Stai să pun sare. Dau un pic de sare. Și un pic de cimbru. Așa. Un pic de mărar. Și un pic de mărar. Și mărar și bărinjăr. Știu ce ziceți, că n-am pus pipar, că ardei. O să pun. O să pun eu pipar că două deasupra, dar nu mult. Ardei, așa știu că nu prea să pun ardei. Adică eu n-am văzut până acum. Angie, ar trebui să te lași cu pumnii un pic până eu mai curăț din varza aia lantă. Ok. Ca să se lasă mai jos, să pot să mai pun un rând, știi? Mm-hmm. Ok. Da. Uitați, atâta e de proaspătă. Uite cum stă roua pe ea. Da. Vedeți? Foarte, foarte faină. Nu știu de ce mă iubește pe mine tată ceresc că am găsit o vază minunată. Și eu când mă duc la piață, mare lucru dacă nu iau ceva frumos, bun. Păi, nu. Normal. Uitați aici. Ce bine arată. E bine așezată. O depus ceva. Efort, Angie. Am pus sare. E, păi, cred că are una, două, o sare. Așa. Punem sare. Vezi să nu ieși gutuile. Da, alea. Asta de ce e așa bătută? Păi nu știu. Asta probabil de la jelăul ăla. Poate, da. Aici e cimbru? Da. Ok. Deci nu mai avem mult, mai avem puțin. Uitați, acum mai iau frunza, uite cum stă, vezi? Luăm cotorul. Zicea tanti Bercuș câtă mine, vecina mea, când luam vază, lua și ea. Și zicea, eu nu o pun acum imediat, eu mai las o săptămână, două să se coacă. Și când punea săraca atât, era vestejută. S-o copt! Nu știu de ce, dar nu am zis neapă de mie. Și ea era foarte fixistă, dar n-ai putut să o scoți din treaba ei. Când o zis că așa vrea, așa să fie. Da. Deci noi am pus târziu varza, vă dați seama, era de mult pusă, dar nu, am fost și noi bolnavi și vă dați seama că n-am putut să... Dar nu, dar nu fost nici acasă luna asta. Nu a fost nici el acasă, dar am fost... Noi am vrut chiar atunci, înainte să picăm bolnavi, atunci am vrut noi, mai ții minte? Atunci am vrut noi. Înainte, dar... M-am bolnăvit multe da, să fac. Am vrut multe am să facem, dar... Am rămas în urmă cu acriturile, cu... Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Am... Las că facem la, nu? Deci piclițul m-a salvat. N-am mai pus crăstăvezi, n-am mai pus... Gogoșar, am pus câteva borcane, n-am mai pus capia. Mie îmi place foarte mult capia. N-am mai pus nimic. Sezonul s-a dus, partea da, aia. Exact. Când am venit acasă, 2-3 săptămâni, am avut voie să ies afară. Da. Că am stat în carantină. Și atunci, pichisul m-a ajutat, că au fost și crăstăveți și de toate. De toate și nu mi-e bai. De pe partea asta, la altă. Da. Da, asta e. Las că punem la anul. Restul. Ce ne-a scăpat.
Asta, că e bine și așa. Da. Mulțumesc la Tatăl Ceresc. Să fiu bine, sănătoasă, să pot să mânc, da. Exact. Apoi picnic și varză acră, poți să mănânci liniștită. Da, ai văzut ce cucur am mâncat. Astăzi am fost plecată că Dacian i s-a expirat buletinul. Și trebuia să merg cu el, că pe mine casa pusă și trebuia să merg cu contract original și să semnez eu pentru el. Și trebuia să merg și eu. Și când am venit acasă, am stat acolo prea mult. După aia am mers și în piață, la varză, de la poliție, când am venit pe acolo, pe piață. Deci de la poliție la varză. De la poliție, am luat varză. Și am venit acasă și era foame. Nu a fost foame și am mâncat, nu m-am pus eu mult. M-am pus acolo câteva linguri de fasole și cu un pic de piclis din ăla și cu un pic de pâine și așa am mâncat. Ce bun a fost. Sincer. Da. Nu mă lau cu asta. Sănătos să fii. Să poți să mănci. Normal. Asta nu se mai încape? Nu. Mai mica aia aici, vezi? Poate că aia încape. Poate. Poate. Să vedem. Da. Da? No way. Cum zice Natalia? No way. Deci. Ba, uite-mă că intră-mă. Intră. Da, că am scos pasta la antă. Varza. Au, au. Hai să arăt. Da. Că am reușit tot. Ați văzut cum a făcut? Da. Asta i-ar mai trebui un pumn aici, dar nu pot eu. Ce e asta? Dacă aș da cu pumn aici. Acum iar îl tăiem. Iar punem de varză. Deci iară fac sport. Asta o tai. Da, da. Asta mă place. Stai să mai văd care. Uite, uitați ce fain e și zice că mi-o place. Da. Să mai uită-l pe ea. Nu-i perfect rotundă. Are, da. Are aici de are defect. Trebuie să fie la perfecțiune. Da, dar uite câte mai am trei. La milimetru. Dar arată bine, uitați. Uitați aici, vedeți? Deci asta e toată varza. Deci nu mai este, nu? Deci dacă o tai pe asta, numai bine, a intrat tot în butoiul ăsta. Doi saci plus un sac, săculeț din ăla mic tăiat așa mărunt, așa-i? Da. Ok. Da. Deci, cam ai dreptate. Nu? Ai dreptate, dar parcă eu pe asta aș mai pun eu că-mi pare rău. Da, ai pus sare, ai pus. Am vrut să pui condimente. Și atunci pune aștele tai. Da. Deci aștele tai așa. Okay. Și am terminat cu varza. Deci. Cum zice Natalia? Yes! Trebuia să o pun în butoi. Da. Dar i-ar fi fost până jos în butoi. Dar am zis cum? Că eu l-am spălat butoiul și era cu apă. Adică ud. Da. Nu că cu apă. Și atunci am luat lemnul care tocătorul, care toc eu pe el. Da. L-am pus în butoi și ea cu picioarele pe el și era mai înaltă. Altfel ar fi fost mai mică de atâta. Okay. Dar ar fi fost mai bine, că s-ar fi văzut mai bine. Ah, bine și așa. Natalia a fost mulțumită. Și așa. Dar e gust bun. Foarte bun. Deci, gata. Am terminat. Eu mănânc o toare. Eu mănânc o toare. Ce o să o lăsat pe aici pe masă.
Dar și acolo am terminat, deci nu mai este. Deci nu mai este de fel, deci nu mai. Gata. Am făcut tot. Și acum pui apă sau? Da, da. Acum se pune apă. O să arăt și apa imediat. Deci m-a luat Ingo un jileu minunat. Doamne, dă-i sănătate. Ia că punem și piparca. Mai pun una. Chiar arată bine, uitați-vă, vedeți? Mai pot pune una? Poți să mai pui. Mai pot una. Arată foarte bine, vedeți? Deci mai pune una? Da. Mai pun una așa numai. Asta e numai de design. Ce-a fost piperul și frunzele de dafin și... Stai că am scaun să stau jos! Frunzele de dafin și mărarul și... Deci uitați ce bine arată, vedeți? Cimbru le-am pus eu. Numai asta așa, cum să zice, să mă focoșă și eu că am pus așa să fie frumos. Da, e frumos! Ei, păi aia spun. Până și mărarul ăsta mie mi-l place. Da. Uite ce mărar fain. Vezi? Super! Chiar arată super! Ia câte-l așa, da? Fainoșag. Fainoșag. Și cu ajutorul Dumnezeu, asta a fost tot. Acum vă arăt și apa, cum care o pun apă deasupra. Da. Da. Hai, închideți, că eu nu pot să aduc singură. Vă lău. Acum punem apa peste. Aici, să zic eu că e vreo 15 litri. Trebuie să mă uit să văd cât cam așa ceva, da. 10-15 litri de apă. Și pun o mână. Două. Trei. Și acum să văd cât e de sărat. Uitați ce fain a făcut jilăul nostru. Uite. Da. Super. Super. Arată bine. Arată bine. Și acum trebuie să facem... Pe cine interesează vaza asta și vrea să mai o vadă cum s-a crește între timp, dacă vreți lăsați la comentariu. Da, vrem să vedem și atunci da. Eu vă arăt când fac plăcintă, când fac mâncare, orice mâncare fac. O să vă arăt cum s-o aprit și în cât timp. Să văd cât e de sărat. E sărat. Cred că e destul. Am pus trei mâini, parcă. Da, trei. Trei mâini și aici iară tot așa, la fiecare rând am pus. Cred că e suficient. E suficient, da. Mai pun o mână și atât. Apa totdeauna trebuie să fie o idee mai sărată, nu sărată tare. Pun un... Uitați aici. Se vede și varza. Da. E și de crăstăvezi, de ardei și, e și varza. Da. O vedeți? Da. Zic eu în acolo. Zic eu. Și aici... Toate nu mai face floare da. Și s-o vânturi, cum zicea ei. Da. Nu mai trebuie vânturată. No, am pus apa, acum am mai adus alta nouă. Am pus sare. Iară trei mâini ai pus. Da. Trei mâini de sare au pus iară. Și acum
că s-a lăsat un pic, dar mai trebuie apă. Mai trebuie. Așa. S-a mai pus condimentul pentru acritură. Să nu facă floare, că n-am pus eu pentru unirea pe lume. Are toate acolo, uitați, are și muștar, are... No, hai să punem. Ok. Deci, gata, am pus apă. Acum, trebuie să așteptăm. Și aceasta este realizarea mea. Da. Gata cu ea. Asta e realizarea noastră pe ziua de astăzi. Mulțumim Domnului că s-o putut face și asta. Am deprimit-o și pe asta. Și acum punem capacul. Punem capacul. Și de-n cât mai mă uit eu aici la varză. Stați liniștiți că e pe mâini bune. Da. Fiți liniștiți că e pe mâini bune. Dar nici nu știu pe care poate să... Acum primerești. Așa. Dar cine înțelege pe partea asta? Păi acolo, nu. Nu-i bine pus. Peste nici acum nu dai pe bine. Dar e fix acum? Acum da. Acum, da. Acum. Așa, bravo! Yeah. Și da, acum bine. Să vă mai arăt ceva. Iară. Vrea să ne arate. Uitați, deja am spălat, e curat. Da, și da. Acum am terminat și l-am spălat. Deci nu-s din aia nepăsătoare să rămână cu țâtele nespălate și rânduite. Am rânduit tot. Vă las cu pacea lui Tatăl Ceresc. Pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. O zi bună. La revedere. Pe curând. Noapte bună, că nu-i zi bună. Da. Noapte bună. Gata, am terminat.